Fereasă. Adaptare radiofonică după piesa lui Federico García Lorca. Interpretează colectivul artistic al Teatrului Național Ion Luca Caragiale București. Onorabili ascultători, nu onorabili ascultători, numai atât, ascultători. Și nu pentru că eu, autorul piesei, nu aș socoti pe ascultători onorabili, nu, dimpotrivă. Dar sub acest cuvânt se ascunde gingașa tremurare a unei temeri, ușoara umbra rugăminții ca ascultătorii să fie îngăduitori cu jocul actorilor și cu maestria autorului. Poetul cere atenție, nu îngăduință, pentru că el a sărit încă de mult bariera ghimpată a temerii autorilor în fața spectatorilor. Din cauza temerii acesteia fără de rost, din cauza că adeseori teatru este o afacere bănească, poezia părăsește scena în căutarea unor alte sfere, unde lumii să nu-i se pară deloc curios dacă un arbore, de pildă, se preface într-un văl de fum, ori dacă trei pâini de dragul unui gest al unui cuvânt se preschimbă în 3 milioane de pești. Autorul a crezut mai nimerit să așeze tema dramatică în ritmul de vie trăire al unei pantofării populare. Creațiunea poetică vibrează, însuflețește acțiunea de la început până la capăt, pentru că autorul și-a îmbrăcat pantofăreasa în veșmântul proverbului, al poeziei populare. Ascultătorii să nu se mire dacă eroina pare mânioasă, ori dacă purtările ei sunt aspre, întrucât ea duce o luptă fără preget. Ea luptă cu realitatea înconjurătoare, ea luptă cu închipuirea când aceasta devine realitate simțită. Nu te grăbi, nu te grăbi. Rochia ta nu poartă coadă lungă sau podoabe de pene uluitoare. Porți o biată rochie, o rochie de pantofăreasă. Tăcere! Tăcere! Tragem cortina. Priviți! Aceasta e casa pantofarului. Măsuțe și scule. Locuința e cu desăvârșire albă. Are o fereastră mare și mai multe uși. În fund o stradă ale cărei case sunt și ele albe, cu portițe și ferestre albastre. Totul respiră optimism și veselie. Lumina dulce portocalie a unei dimineți. Iată, așa se ivesc zorile în fiecare dimineață deasupra orașelor. Oamenii își uită lumea dintre visare și veghe, se duc la piață. Pantofăreasa vine de pe stradă. În culmea mâniei se oprește la poartă. E îmbrăcată în rochie de un verde țipător. Părul e întins, împodobit cu 2 trandafiri mari. Dați-mi voie! Începem! Tu, pantofăriță, vii de pe stradă. Eu rămân aici după perdea să văd ce se mai întâmplă. Asta o spun ca să mă audă de la ferestre, de după perdele. Mai bine că am un bărbat bătrân decât să am unul chior cum e al tău. De acum nu mai stau de vorbă cu tine, nici cu tine, cu nimeni. Știam eu că nu trebuie să vorbesc nici măcar o clipă cu femei de teapă ăstora. Dar vinovată sunt eu, eu și iarăși eu. Să fi stat acasă, să fi stat acasă cu... Oh, Doamne, nici nu vreau să mă gândesc măcar. Ei, da, cu bărbatul meu. Cine mi-ar fi spus mie, cu ochii ăștia, cu mijlocul ăsta, cu umerii ăștia și mai ales cu bujorii ăștia, care se știe ce prețau? Cine mi-ar fi spus că am să iau de bărbat un...
Aș fi zis că nu e în toate mințile. Ai, ai, ai. În fața prăvăliei pantofarului s-a oprit un puș de vreo 8 ani. Ține în mână o pereche de pantofi. Cine-i? Cine-i? Om bun. A, tu ești? Da, da, doamnă pantofăriță. Plângi? Nu, dar mă pișcase la ochiul ăsta un bărzăun. Unul din aia care face... Să-ți suflu în ochi? Nu, nu, puișor. Mi-a și trecut. Ia spune-mi acum, ce vrei? M-a trimis mama cu pantofii ăștia de lac să-i dragă bărbatul matale. Cinci duro s-au costat. Sunt ai lui sună mea cea mare. Aia cu pielea subțire care își pune la cordon două funde, fiindcă numai două are. O zi una, o zi alta. Lasă-i aici, o să-i dreagă. A zis mama să aibă grijă, să nu-i ciocănească prea tare, că lacul e foarte subțire, să nu se strice lacul. Da, spune-i mătii că bărbatul meu știe ce are de făcut. Măcar de-ar știa să dreagă mâncarea cu piper și cu dafin, cum știe bărbatul meu să dreagă pantofii. Nu te supăra pe mine, eu nu sunt de vină. Eu învăț foarte bine la gramatică, în fiecare zi învăț. Puiule, puișorule, pe tine nu sunt deloc supărat. Uite, uite o păpușă. Îți place? Atunci, poftim. Ia-o tu. O iau fiindcă, știu eu, matale n-o să ai copii niciodată. Cum? Cine ți-a spus asta? Am auzit-o pe mama de unăs când zicea pantofăreasa n-o să aibă copii. Și ce mai râdeau surorile mele împreună cu Rafaela, cu mătra noastră. N-o să am eu copii. Ba o să am mai frumos decât ele. Și mai cinstit o să iam, fiindcă măta... Ce? Da, da, ce știi tu? Uite, păpușa, nu mai vreau. Nu, nu, puișor, ia-o. Hai, ia-o. Te rog. Cu tine n-am nimica. Hai, hai, du-te cu Dumnezeu. Rămâneți cu bine. La revedere. La revedere. Ceasul bun. Grazie, adio. Adio. Adio, puișor. Iată-l și pe pantofar. Un bătrânel cum se cade. Numai că i-ar putea fi mai degrabă bunic decât bărbat pantofăriții noastre. Să fii crăpat și să nu te fi născut. Nu mai treceam eu prin atâtea nevoi și necazuri. Oh, banii ăștia. Mâinile să-i se fi uscat, ochii să-i fi crăpat cu ea născocit. Și tu spui femeia. Nu te privește pe tine. Da, pe mine nu mă privește nimic. Da, nimic. Știu numai că trebuie să îndur. Și eu îndur. Gândește-te că am 18 ani. Da, da, și eu 53. Da, de asta înghit și nu mă supăr pe tine. Știu eu ce știu. Muncesc pentru tine și încolo Dumnezeu știe. Nu, dragul meu, nu mai vorbi așa. Te rog. Să fi avut eu 40 de ani. Cum? Chiar 45. Atunci aș fi fost servitoarea ta, nu? Asta vrei să zici, asta vrei să zici, fiindcă n-am avut zestre. Dar eu nu prețuiesc nimic. Stăpânește-te. Tinerețea mea, frumusețea mea, nu mă pot auzi din lumea întreagă. O să audă vecinii pe mei. Și mai ales vecinele, iată-le, au și apărut la ferestre. Blestemată fie clipa când m-a pețit pentru tine cu mătrul Manuel. Poate vrei un pahar cu limonadă să te răcorești. Toantă, toantă, toantă. Cu pețitori pe care i-am avut eu. Numai unul și unul. Lumea știe, lumea. Lumea, toată lumea știe. Cei mai buni băieți de prin locurile astea. Dar dintre toți Emilianu îmi plăcea mai mult. L-ai cunoscut și tu? Da, da. Emilianu, care venea călare pe un călușel negru, gătit cu ciucuri și coglinjoare. Cravat.
cravașă de trestie în mână, cu pinte în daram aurit. Și ce pelerină, ce pelerină purta pe vreme de iarnă, cu reveruri de stof albastră și garnituri de mătase. Da, și am avut una. Astea sunt pelerine foarte scumpe, cu reveruri. Tu și să fi avut. E, de ce te amăgești? Nu se îmbracă el un pantofar câte zile o avea în asemenea lux. Păi tu, nevastă, doar știi că eu... Am avut și un alt pețitor. Acela era un domnișor? Da. 18 ani. Și eu am avut 18 ani. Tu! Tu n-ai avut în viața ta 18 ani. Ce? Dar el... El avea... Da. Și câte nu mi-a spus. Să vezi într-o zi. Vrei, nu vrei, tu ești nevasta mea. Ce? Și eu sunt bărbatul tău. Erai o prăpădită. N-aveai cămașă pe tine. N-aveai unde să spui capul. De ce m-ai luat? De ce? Încrezută. Taci! Nu mă face să vorbesc ce nu trebuie. De unde să fii știut? Haide, bate-mă! Bate-mă, omoară-mă, dă-mi cu ciocanul în cap! Liniștește-te, liniștește-te, femeie! Uite, trece lumea pe stradă, te vede lumea! Eu m-am înjosit! Eu! Mă la dracu pe cuvântul manuier! Mă la dracu de vecin! Una, două, trei, patru. Se uită în oglindă și își numără zbârciturile. Șapte, opt, nouă. 1000 ce mai numără. 1000 de zbârcituri. Bine am ajuns. Cine m-a pus pe mine să mă însor? Trebuia să fi înțeles, după câte romane am citit, că tuturor bărbaților le place femeia, dar femeii nu-i plac toți bărbații. Și ce bine mă simțea, ce bine. Sormea-i de vină. Ea s-a amestecat unde nu-i fierbe oala. Că o să rămâi singur, că o fii, că o pății. Până aici mi-a fost. Sormea! Ia să-mi tragă păcatele. Dar ce-o mai fi, Doamne, ce-o mai... Intră furioasă o cumătră în rochie portocalie, târând după ea două fete slabe și urâte tot în rochie portocalie. Bune femei tale să iasă afară! Nu încercați odată cu plânsul fetelor! Să poftească afară, să vedem dacă îi dă mâna să trâncănească în fața mea, așa cum are obiceiul să trâncănească în spatele meu. Vecinică, sufletelule, lasă cearta la o parte. Dar ce vrei dumneata să-i fac? Înțelege în ce stare mă aflu. Toată viața m-am ferit de însurătoare, pentru că însurătoarea e un pas foarte... E greu. Și acum vezi și dumneata, la spartul târgului s-a întâmplat. Ce bine ai fi dus-o dacă te-ai fi însurat cu o femeie de seama dumitale. Una dintre fetele astea, să zicem. Sau alta din târg. Alta. Ca de om, ca dumneata. Casa mea nu mai e casă. Nu, e balamuc. Inima mi se sfârșit. Un om atât de cum se cade ca dumneata de când te știi. Alaltăieri a tăiat felii toată șunca păstrată pentru la Paște. A trebuit să o mâncăm? A trebuit. Ieri am dus-o toată ziulica, numai cu supă dreasă, cu ou și puțin pătrunjel. Ei bine, pentru că am încercat să-i fac puțină observație, mi-a dat să beau una după alta 3 căni cu lapte crud. Ce cruzic! Așa că, vecinică a inimii mele, ți-aș rămâne datorat dacă te duci și mai ales. Dacă ar fi trăit sora dumitale, eu știu că ar fi... Vezi bine, acum tot ai venit, stai să-ți dau și pantofii. Așa, să-mi dai, să-mi dai. Da, nu uita, lăsa-ți pe mine. Hai, ai intrat pantofăreasa. Acum să te ții. Să-i andrezi, vecinică. Și cât o să-mi iei? Cât crezi dumneata? Nici toate ale doftorului, nici toate ale babii. Două pesetase, bine? Dacă zici tu, e... Atunci se ajunge și una. Ce? Să furi de așa hal pe omul ăsta. Și tu, bărbate, te l-aș fura. Iată pantofii. Dacă n-a dus 10 pesetase, aici o să scorpie! Scorpie! Multă-mi pasă mie de vorbele tale! Hai, mamă, să mergem pentru Dumnezeu, scorpie! Alaltă, așa! Să-ți fie de bine!
pe scorpion. Ce? Scorpie! Scorpie! Scorpie? Auzi, eu scorpie. Ascultă-mă o clipă. Ce? Ce? Ce vrei cu mine? Uite ce e, fetiță. De când mă știu pe lume am căutat să fug de scandal. Ai îndrăzneală să-mi vorbești mie de scandal? După ce am sărit în apărarea banului tău. Fricosule! Fricos? Oamenii mă întărătau, ba uneori mă înjurau. M-am temut să nu fiu încolțit de ei, hărțuit de cumetre și de atâția pierd de vară. Dar nici prea fricos nu eram ca să nu pot înfrunta singurătatea. Și m-am hotărât să rămân singur, singurel, bătut de soartă, dar nu de consoartă. Acum știi totul, n-am dreptate. Asta este tot ce am avut să spun, asta este. Ei, și? Ce-mi pasă mie? M-am cununat cu tine. Da. Nu e casa acasă? Nu e masa masă? N-ai tu la cămașă gulere și manșete cum n-ai avut de când ești? Da. Ceasul tău atât de frumos, cu lanț de argint și brelocuri, nu ți-l întorc eu în fiecare seară? Da. E, ce mai poftești? Fiindcă să știi, eu pot să fiu de toate, numai sclavă? Nu! Sclav. Ce vreau eu, aia trebuie să se facă. Dar mie îmi spui, mie. De 3 luni suntem luați. Eu divinizându-te. Ce? Tu făcându-mă cum îți vine la gură. Să știi însă că astăzi nu am chef de ceartă, no. Divinizându-mă. Divinizându-mă. Ce-o fi însemnând divinizându-mă? Ce înseamnă divinizându-mă? A, îți închipui poate că amor bugăinilor, nu? Văd bine, știu tot ce faci, știu și ce nu faci. Și sunt sătul, uite, până aici, până și dacă ești sătul și dacă nu ești sătul, pentru mine totul mai e. Nu dau pe tine nici 2 parale. N-ai putea să vorbești mai încet. Ai meritat de prost ce e să ridic strada cu țipetele mele. Și asta și fac. Din fericire sper că totul se va isprăvi repede. Știu că nu mai pot. Știu că nu mâncăm astăzi. Du-te și caută de mâncare în altă parte. Mâine poate și tu ai să cauți de mâncare în altă parte. Bună ziua. Bună ziua, domnule primar. Poate fi personajul acesta pântecos care intră acum în dugheana pantofarului. Ia să auzim. Lucrezi? Lucrez. Iese ceva? De ajuns, de ajuns. Nu ești mulțumit? Nu. Nevasta. Nevasta, nevasta. Ei, așa e dacă te însori târziu. Rosa, Manuela, Visitation și la urmă Enricheta Gomez. Fete bune câte șpadru, da. Iubeau florile, gospodăria. E bine, toate, dar știi, n-a scăpat una. Toate au făcut cunoștință și încă de multe ori cu bastonul ăsta. La mine, la mine acasă, asta e floare la ureche. Dumneavoastră vedeți cum mă duc eu. Nevasta nu mă iubește. Nu, 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 nu. Stă de vorbă la fereastră cu toți cei care-i fac curte, până și cu domn Mierloi. Iar mie mi se urcă sângele la cap. E o fetiță veselă, mi se pare firesc. Aș face asta ca să mă, ca să mă chinuiască. Așa cred, da, da, da. Pentru că mă urăște. Nu mai încape nicio îndoială. La început credeam că am să o stăpânesc prin purtarea mea blândă, prin micile mele daruri. I-am cumpărat brățări, inele, pieți de sidef, până și jartiere. Oh? Da, 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 da. Dar ea, tot ea. Și tu... Tot tu. Tot. Ce dracu. Văd limpede toate astea, dar nu-mi pot crede ochilor ca un om, un bărbat de... Să nu poată el să învețe minte, nu una, ci 100 de fuste. Dacă nevastă-ta vorbește la fereastră cu toți bărbații, dacă se rățuiește la tine, asta e pentru că vrei tu. Eu? Pentru că nu știi să o iei. Femeile? Să le strângi în brațe...
să le bați din picior și să strigi la ele. Și dacă mai îndrăznește una să zică pss, bastonul. Altă doctorie nu-i. Rosa, Manuela, Visitación și la urmă Enricheta Gomez. Ei, ele ar putea să ți-o spună de pe cealaltă lume, dacă or fi pe acolo. Da. E, aici, aici mai e un ce, dar eu nu îndrăznesc să vi-l spun. Spune-mi-l. Nu, e... Nu, e o cruzime, îmi dau seama, dar așa e. E că eu nu sunt îndrăgostit de nevasta mea, asta e. Pe dracu! Da, 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 senior, da, pe dracu, dar e cum vă spun. Atunci, nărodule năstrușnic, de ce te-ai însurat? Poate știi dumneata, eu nici atâta. Dar sora mea, sora mea e de vină. Ea s-a amestecat, că o să rămâi singur, că o fi, că o pății, că una, că alta și câte și mai câte. Eu, slavă Domnului, bănișori aveam, zdravănă eram, ce să mai zic, gata. Ah, binecuvântată era viața de flăcău. Și acum te-ai lămurit. Da, senior, da, m-a lămurit ea astăzi și nu mai rapt, nu mai rapt. Nu știam ce va să zic o nevastă. Și mea ta îmi vorbești de patru. Nu mai sunt la vârsta când un om poate să țină piept la o asemenea hărțuială. Hărțuială? Cearta noi am isprăvit-o și ne luăm la fărâială. Auzi-o, auzi-o și dumneata. Ce ai să te faci? Cuc de păduri. Ți-ai pierdut mințile? Să nu mai auzi spunându-mi se pantofarul să-și vadă de pantofi. Eu sunt un om blajin, îmi place liniștea și nu vreau să intru în gura lumii. Ține minte ce ai spus că vei face. Nu ești în stare de asta, să nu fii prost. Un om ca tine pe casă nu ai de tărie de suflet. Bună ziua! Foarte bună! De nostimă e tare nostimă. Zau! Ce frumusețe de trandafiri, ce podoabă de păr, ce mireasmă parfumată. Și dumneavoastră aveți trandafiri în balcon, nu? Adevărat, vă plac florile? Mie? Vai, sunt nebună după ele. Aș fi în stare să-mi așez glastre peste tot, pe uși, pe ziduri, da, până și pe acoperiș. Dar lui, ăstuia, nu-i plac. A, bine. E, ce să mai vorbim? Uite-te la el, toată viața cu nasul în pantofi. Bună ziua! O vedeți, o vedeți? La fereastră, cu toți vecinii. Nu cam repezită, dar e drăguță. E drăguță foc. Ce talie fără cusur. Nu o cunoști, dumneata, domnule primar, nu o cunoști. Pe mâine poate ti se mai limpezește capul. La culcare, fată! Ce femeie, ce femeie! Eu mă duc. Da, bună ziua, domnule primar. Ce mândrețe de păr, ce bucle! Ce femeie! Ce femeie! Dacă Magda vrea un rege, între cărți găsește patru. Regi de cupă, regi de trefnă, de caroși, regi de ghindă. A furisită femeie și pantofăreasa asta. Ce credeți că face acum? Învârtește un scaun ca să-i facă necas pantofarului. Și am terminat. Știi bine că am o superstiție. De ce? De ce învârți scaunul? Uite, parcă mi-ai dat cu un ciocan în cap. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Bine, spun eu că nu mă las să fac nicio mișcare. M-am săturat de atâtea explicații și degeaba ți le dau. De ce nu mă las să plec, femeie? De ei, ce? Doamne, dar eu asta vreau să plec. Păi lasă-mă, lasă-mă. Păi du-te, du-te. De când mă știu pe lume, tare mi-a mai plăcut flautul. Sunt nebună după flaut.
aproape să-mi dea lacrimile. E un deliciu. Auziți? Mi-ar fi plăcut să-l asculte și el. Oh, Emiliano, ce brățări prețioase ai. Nu, mi-e rușine. Și tu, José Maria, vezi că se uită lumea la noi? Ia-ți Batista să nu-mi bătezi rochia. Pe tine te iubesc. Da, pe tine. Mâine, când vii pe căluțul tău bălan, ăla care-mi place mie atât de mult. Ce flaut nesuferit. Îmi aduce mierea până la buze și mă lasă cu buzele umflate. Uf. Pantofăreasa șea de acum visătoare la fereastră. Don Mierloi, un fel de sperietoare de ciori, în haină de catifea neagră, s-a oprit sub fereastră. Don Mierloi. Pantofărite, albă ca inima migdalelor, și tot așa de amară ca ea. Pantofărite, zambilică de aur aprinsă. Pantofărite, frumoasă inimi mele. Vorbe goale, domn Mierloi. Pantofărite, când umbrele amurgului își aruncă vălurile lor sub siri asupra lumii, când nu mai rămâne pe stradă nici un trecător, Atunci mă voi întoarce iar la tine. Vai, pantofă, astiu! Măcar să-ți fi pus mâna la gură, nerușinatule. Mierloi de tine chiar. Pocitania, hai de fugi. Astiu! Astiu! Priviți-l cum strănută. Curtezanul a șters-o, dar i-a luat locul altă pasăre. De data asta numai un mierloi, ci un cocoș de flăcău încins cu brâu roșu. Iei aer, pantofărițo. Ca și dumneata, nici mai mult, nici mai puțin. Mereu singurică, păcat. Și de ce, mă rog? Fiindcă merit să fi pusă pe cărțile poștale ilustrate, nu aici, la fereastră. Da, îmi plac foarte mult cărțile poștale ilustrate. Mai ales alea cu tineri însurăței în călătorie de nuntă. Pantofărițo, m-ai aprins! Dumnezeule, pantofară, cine l-a pus să intre tocmai acum? Uite-o, uite-o, orice bărbat și la orele astea, bă, cât o să vorbească la cafenea pe socoteala mea, no, o să mi se ducă vestea, no, îmi iau lumea în cap și bine fac. Cum să vă spun, vă iubesc, te iubesc. Vă iubesc, te iubesc. Da. E, uite, când aud vorbele astea, parcă mă gândi la cineva cu o pană la fel. Și zău. Vă iubesc. Te iubesc. Câte semințe are floarea soarelui? Știu eu, nu știu. Atâtea suspine ies din pieptul meu pentru dumneata, pentru tine, în fiecare clipă. Hei, ce faci? Stai cu minte. De ascultat nu o să te ascult vorbind, pentru că îmi place. Și e drăguț ce spui. Dar nimic mai mult, auzi? Frumos ar mai fi. Cum? Numai atât? Nu se poate. Hai. Mai e cineva la mijloc? Hai, pleacă, lasă-mă-n pace. Nu mă urnesc de aici până nu spui acel da pe care l-aștept. Pantofărițo. Haide, spune da. Ce obraznic! Ce nebun! Dacă te-ai aprins, n-ai decât să te stingi. Cum? Ce? Dacă eu aș fi aici făcută numai pentru... Așa. Oare în târgul ăsta? Așa. Nu poate o femeie să stea de vorbă cu nimeni?
După câte văd la noi ori te călugărești, ori ajungi o treapă. Bine că știu. Vai de mine, a ce miroase? Mâncarea. Vai de mine, mi se arde mâncarea. Zăpăcită mai sunt. Pantofăreasa a fugit la bucătărie. Încăperea a rămas o clipă goală. Ușa care dă în casă se deschide încet și lasă să treacă tiptil pe pantofar. E îmbrăcat ca de plecare, cu pălăria pe cap și bocceaua în mână. Ori am devenit alt om, ori nu mă mai cunosc. Of, căsuța mea, căsuța mea, papul, cuiele, pingelele, Doamne, rămâneți cu bine. Nimic nu seamănă mai mult cu o călugăriță decât altă călugăriță. Aceeași rasă, aceeași bonetă, același mers mărunt, același chip iscoditor. S-a oprit și ele în ușa pantofarului și îl spionează. Pe gata de culcare, nu-i așa? Bine faci, odihnește-te! Noapte bună! La culcare, meșteri, la culcare! La culcare, la culcare! La culcare, la culcare, la... Parcă nu se uitau prin gaura cheii. Zgripțuroaicele, femei fără inimă. Le-am simțit după glas că mai au peste picior. Bineînțeles, parcă în tot târgul s-ar vorbi de altceva. Pantofar așa, pantofareasa pe dincolo, flăcăi, mai știu eu cum. Oh, sor mea, ia să-mi tragă păcatele. Dar până una alta, pe mine mă arată lumea cu degetul. Plecat pantofarul nostru. Silueta lui grăbovită se pierde în lungul uliței. Îndrăzneala să plece la cafene și să lase ușa deschisă. Uite, și ghetele neisprăvite. Iar te-o lui când o veni. Îl învăț eu, minte. Ce răcoare! Ce mândrețe de berbeci! Da, slăbiciunea mea sunt oițele. Iată, uite la aia mititică și bălaie. Abia se ține pe picioare. Ah, dar e umflată și nesuferită. Cum o împinge și o izbește. Hei, hei, ciobane, unde ți-s ochii? Nu vezi cum îți lovești oița de-abia născută? Bineînțeles că-mi pasă, cum să nu pese și încă mult. Nesimțitule. Uf, Doamne, unde s-o fi dus omul ăsta? Dacă mai întârzie fie și 2 minute, mănânc singură. N-am nevoie de el. Și ce mâncare bună i-am pregătit. Fasol cu cartofi, 2 ardei verzi, mușchiuleț de porc, și pe lângă asta un sirop de struguri cu dovleac și coajă de lămâie. Fiindcă de îngrijit îl îngrijesc. Oh, oh, răsfăț, zău. Tot mai ești necăjită? Vecinelul meu, drăgălaș, unde te duci? Tu nu o să mă cerți, nu-i așa? Nu. Fiindcă pe mama o iubesc atâta. Ea mă bate câteodată. Dar pe tine te iubesc, uite, atâta și încă pe jumătate. De ce mi-ești atât de scump? Am venit să spun ceva care nimeni nu vrea să-ți spună. Ia spune. Du-te tu, ba du-te tu, ba tu. Nimeni nu voia. Și atunci au zis să se ducă mai bine copilul. Pentru că era o veste care nimeni nu voia să ți-o dea. Ia spune, hai, spune repede, ce s-a întâmplat? E, să nu te sperii, moarte de om nu e. Hai, spune. Uite, pantofăriță, uite, uite un flut.
flutur. De ce? Un flutur, n-ai o pălărie? E galben cu pete albastre și roșii și... și nu mai știu cu ce. Puiule, dar nu vrei să-mi spui? Staci, taci, vorbește încet, să nu se sperie. O, dă-mi o batistă. Stai, prinde-l. Să nu faci zgomot. O să-l scapi. Fluturașcu are cât ești tu de mândru. Fluturașcu are ca uriu și verde. Tu ești rugitor. Fluturașcu aripi, tu rămâi aici. Tu să stai aici. Flutur ești în casa ta. Nu. Asta nu merge. Acum. Nu vrei să te oprești? Nu vrei să stai din zbor? Uite-l că scapă! Unde ai plecat? Hai, spune repede. Spune ce s-a întâmplat. Păi să vezi. Ei. Bărbatul tău, Pantofarul, ce? A plecat și nu se mai întoarce. Cum? Da, așa a zis el acasă la noi. Și pe urmă s-a suit în poștalion. În poștalion? L-am văzut eu. Ce? Și ne-a zis ca să-ți spunem. Acum știe toată lumea. Nu se poate. Eu nu pot să cred, nu se poate. Zău, e adevărat. Ce? Dar să nu mă cerți. Asta-i răsplata lui. Stai, uite-ți cad spelcine, liniștește-te. Hai, doamne, doamne, ce o să mă fac eu acum singură pe lume? Ai, mi-a plecat bărbatul. Tot târgul, bărbați, femei, copii, în cap cu primarul, s-au adunat la ușa și ferestrele casei Pantofăresei. Da, poftiți să mă vedeți, flecarelor, cumetrițelor, voi sunteți de vină. Acum o să te potolești. Bărbatul te-a lăsat pentru că nu-l iubeai, deci nu se putea. Știi dumneata mai bine ca mine, baliveam și încă mult de tot. Ce pețitori am avut eu, tineri și frumoși, putrezi de bogați. Și niciodată n-am zis da, sărmanul de tine, ce povești ori fi spus. Ai. Stăpânește-te, femeie, stăpânește-te. Nu mă dau bătută. Ai. O băutură! O băuturică! Liniștește sângele! De la mâie! Nu. Pe smeură! Menta e mai bună! Vecină! Antofăreasă! Antofăriță! Bărbățelul meu! Au trecut 4 luni de când Pantofarul și-a luat lumea în cap. Suntem tot în casa Pantofăresii. Scăunelul Pantofarului e pus deoparte. În schimb, în partea dreaptă a camerei, este o tejghea cu sticle și un lighean cu apă. Pantofăreasa stă după tejghea. Poartă o rochie roșu aprins, fără mânici, și o fustă largă. În încăpere sunt 2 mese. La una dintre ele stă domn Mierloi, care ia o răcoritoare, iar la cealaltă, flăcăul cu pălăria pe ochi. Pantofăreasa șterge cu mare hărnicie vasele și paharele pe care le pune pe tejghea. La ușă apare flăcăul încins cu brâu și purtând o pălărie turtită. E trist, brațele i-a târnă căzute. Privește duios la Pantofăreasa. Flăcăul se oprește la ușă. Don Mierloi și celălalt flăcău întorc amândoi capul și se uită la el. E aproape o scenă de film. Pantofăreasa lasă ștersul și se uită țintă la flăcău. Tăcere. Poftim.
Dacă zici dumneata... Eu? Mie mi-e tot una. Dar pentru că ședeai la ușă... Cum dorești. Ce iei? Ce-mi recomanzi dumneata? Da? Atunci ia drumul spre ușă. Hai. Doamne, cum se schimbă vremurile. Ei, și? Ce crezi, că o să mă pun acum pe bocit? Asta-i. Ce poftești? Un păhărel, o cafea, o răcoritoare? Hai. Răcoritoare. Nu mă mai privi așa, că se varsă siropul. Oh, te privesc, fiindcă mor. Răcoritoarea. Of, of și of. Dar ce e asta? Cârciumă ori spital? Prevați în trecut. Bărbatul meu, sărăcuțul de el, s-a dus și m-a lăsat din cauza voastră. Am rămas acum singură și trebuie să-mi câștig pâinea cu băuturile și cu fleacurile astea. Altfel credeți că aș răbda. V-aș arunca în mijlocul străzii. Foarte bine, foarte bine le-ai spus. Ce? Lasă-mă. Ai deschis cârciuma și stăm aici cât vrem. Cum? Cum? Așa cum am zis. Dacă zici tu așa, zic eu altfel. Cercetează și poate să cerceteze toată lumea din târg. Sunt 4 luni de când mi-a plecat bărbatul, dar eu nu m-am lăsat și nu o să mă las niciodată, nimănui. Și nu mă sperii de nimeni, auzi? Am în vine sângele bunicului meu, fiei țărâna ușoară, care a fost dresor de cai. Bărbat, nu, fleac. Cinstit am fost, cinstit am să fiu. M-am legat cu bărbatul meu. Asta înseamnă până la moarte. Dacă e până la moarte, ție să mai stau. Du-te sănătos. Oh. Am atâta curaj ca și-a apucat de coarne un taur, i-a sucit gâtul în arenă și pe urmă i-a scoate creierii să-i mănânc cruz cu dinții ăștia, să nu mă mai satur. Uf, Doamne, Doamne. Curtezanii au plecat. Pantofărea s-a rămas singură. A căzut pe un scaun și plânge. De ușă se strecoară copilul. Se apropie tiptil în spatele pantofăresei și acoperă ochii cu mâna. Iedici, cine e? Copilul. Iepurașule. Da, eu sunt. Vii pentru gustare? Dacă vrei tu să-mi dai. Astăzi? Uite, am un pachet de ciocolată. Poftim. Da? Mie îmi place mult aici la tine. Pentru că îți dau câte ceva? Pentru că îmi dai? Ia uite-te la vânătaia asta. Ia să văd. Mi-a făcut-o cu Nilio. Cânta cântecul pe care ți l-au scos ție. Eu i-am dat una în cap. Atunci l-a pus mâna pe o piatră și poc! Uite. Te doare rău? Acum nu, dar am plâns. Fă-te că nu iei seama la ce spun. Vezi că erau vorbe foarte necuvincioase. Lucruri necuvincioase. Eu știu să le spun, auzi? Dar nu vreau să le spun. Dacă le-ai spune, aș lua un ardei de la iute și ți l-aș pune pe limbă. Arde ca focul. Dar de ce dau vina pe tine că a plecat bărbatul tău? Ei sunt de vină. Ei m-au nenorocit. Nu mai spune, pantofăriță. Mă oglindeam în ochii lui când venea călare pe căluțul său alb. Mă minci. Domnul pantofar nu avea niciun căluț. Fii mai cuvincios, copilule. Avea un căluț. Bineînțeles că avea. Dar tu încă nu te născusești pe atunci. Asta poate. Vezi tu? Când l-am cunoscut, eu spălam rufe la pârâu. Apa mi-ajungea doar până la genunchi și pietricelele de la fund rudeau în ușorul ei tremur. El a venit călare într-un costum negru, parcă
minunat, cravată roșie de cea mai bună mătase și patru inele de aur care străluceau la soare. Ce frumos era! L-am privit și m-a privit. Eu m-am întins pe iarbă să mă odihnesc. Mi se pare că simt și acum un obraj, adierea de aer proaspăt care venea dinspre arbori. Iar șopricalul, coada calului era albă și lungă, lungă, de ajungea până la apă. Desăpăcită ce-am fost, mi s-au dus pe apă două batistioare, uite așa de mititele. Asta îmi place. Atunci el mi-a spus. Ce-i asta? Cântecul. Cântecul. Ascultă, tu știi ce zice? Nu tot. Ia cântă-l, cântă-l, vreau să-l învăț și eu. De ce? Ca să știu și eu odată ce spune. Atunci, uite. Hai. Cu coana pantofăreasă, după ce plecă bărbatul, a deschis o cârciumioară pentru cei din lumea bună. Cum? Cu coana pantofăreasă, ce-i asta? După ce plecă bărbatul, a deschis o cârciumioară pentru cei din lumea bună. Cine ți-a pantofăreasă stofă de îmbrăcăminte, cămășuțe subțirele și pe margini cu dantele? Bârfitori! Cu coana pantofăreasă, după ce-i plecă bărbatul, a deschis o cârciumioară pentru cei din lumea bună. Primarul-i face curte. Cine? Domnierului și el îi face. Ai, 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 pantofărasă, te-ai ajuns, pantofărasă. Coana pantofărasă, după ce-i plecă bărbatul, a deschis o cârciumioară pentru cei din lumea bună. Cu coana pantofărasă, după ce-i plecă bărbatul, le arăt eu lor. Învăț eu minte. Unde duci? Ăștia o să mă facă să cumpăr un revolver. Cine servește aici? Dracu! Dar ce s-a întâmplat? Ce trebuia de mult să știți, ce nu trebuia ca primar să îngăduiți. Oamenii mi-au scos un cântec, vecinii stau la poartă și râd, iar eu nu mai am bărbat să mă ocrotească. Așa că trebuie să mă duc să mă apăr singură, dacă autoritățile din târgul ăsta sunt mălăiețe, netrebnice, numai de paradă. Bine spui tu, bine spui. Nu te mai plânge, copilă. Știi tu ce am făcut chiar acum? Am trimis la răcoare pe câțiva dintre cei care cântau. Aș vrea să o văd și eu pe asta. Băiete! Mă strigă mama. Ce? Adin, dacă vrei îți aduc săbioiul de război al lui tata mare. Eu nu pot să dau cu el, dar tu poți. Oh, a, ce da. Zici? Cum vrei. Băiete! Viu, viu! Rămâneți cu bine. Grazie, viu! După câte văd, copilul ăsta cu minte și isteți e singura ființă din târgul nostru pe care o răsfeți. Un cuvânt nu vă iese din gură fără să jignească. Pentru ce râde luminăția voastră? Ah, pentru că te văd atât de frumoasă, atât de strălucitoare. Mai bine n-aș mai fi. Cum te mai dezamăgește lumea? Multe femei am cunoscut cu obraj ca doi bujori nerăzmați. Femei cu ochi de jăratec, femei cu miros de tuberoză, cu mâinile totdeauna fierbinți, cu un mijloc să-l cuprinzi cu două degete. Dacă tine nu e niciuna. Alaltă ieri am bolit câte dimineața de mare,
Fiindcă văzusem în grădină la tine pe frânghie două cămăși de ale tale. Ce fundulițe îngerești! Parcă te văzusem pe tine pantofăreasa sufletului meu. Taci! Taci, zaharisitule, taci! Ai fete mari, ai familie numeroasă și îmi faci mie o curte nerușinată, neobrăzată. Nu se cuvine. Sunt vădu. Și eu măritată. Ehe, bărbatul te-a lăsat și nu se mai întoarce. De asta sunt sigur. Voi trăi ca și cum ar fi lângă mine. Eu știu însă pentru că mi-a spus că nu te iubea nici cât negru sub unghi. Eu știu însă pentru că toată lumea o știe că nevestele dumitale câte și patru te urau de moarte. Ia vezi! Ia vezi! Dacă te-aș lua eu de nevastă, Doamne, Doamne, cum te-aș mai domoli? Cum? Ce spui, dumneata? O, nimic. Mă gândeam. La ce? Dacă tu ai fi cum trebuie. Așa? Ai afla că eu vreau și pot să scriu pe numele tău în fața notarului o casă foarte frumoasă. Și mai cum? Cu un salon care a costat 5.000 de reale. Cu mese împodobite, cu perdele de brocat, cu oglinzi ca tine de mare. Un pat împodobit cu păsărele și crin de aramă. O grădină cu 6 palmiere, cu fântână parteziană. Însă casa așteaptă ca să fie și veselă. Cum? Să se mute, cine știu eu, acolo unde o să trăiască. O să trăiești ca o regină. Eu nu sunt obișnuită cu asemenea lux. Lăfăiește-te dumneata în salon. Culcă-te dumneata în pat. Privește-te dumneata în oglinzi. Stai dumneata gură cască sub palmier și așteaptă să spice curmalele. Că eu tot pantofăreasă rămân. Și eu tot primar. Însă dumneata cu disprețul ăsta n-ai să câștigi nimic. Ei și dumneata nu-mi place. Și nu-mi place nimeni din târg. O să nu mă faci că te bag la închisoare. Să îndrăznești. Ce-o fi asta? Păpușarii. 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 Și mai multe. Nu știu. Hai să mergem. Stai că vin și eu. Aici am să-mi cui. Nu, nu, pupoana pantofărea, să vin ei la tine. Unde? Uite! Hai, ce pupoana! Căpușarul e un bătrânel ciudat. Parcă seamănă cu pantofarul, numai că are o pereche de mustăscă toate zilele și un nas borcănat pe care călărește o pereche uriașă de ochelari negri. În urma lui vine tot târgul. Bună ziua! Bună ziua, dumitale, domnule păpușar! Pot să mă odihnesc aici? Nu, să nu, și să vă potoliți setea, dacă doriți. Poftește, poftește, om bun! Ia ce vrei, eu plătesc! Voi? Voi ce faceți aici? Stăm pe aici noi, nu cred să vă supărăm. Lăsați-i. Lăsați-i, domnule primar, dumneavoastră sunteți presupuși. De la ei îmi câștig eu pâine. Unde l-am mai auzit eu vorbind pe omul ăsta? Nu știu. Hai, scoateți păpușile. Numai să beau paharul cu vin. Și o să le jucați aici, la mine? Dacă îmi dați voie, da. Dar sigur că putem să rămânem și noi pe aici? Puteți, puteți. Hai, să profităm și noi, nițel. Vii de departe? De foarte departe, domnule primar. Yeah. Din Sevilla? Mm. Mai pune câteva poște. Din Franța? Mm. Mai pune câteva poște. Din Anglia? Nu, din insulele Filipine. Și ai văzut pe răsculați? Cum vă văd și mă vedeți? Și cum sunt?
neînfrânsit. Da, da. Și închipuiți-vă dumneavoastră că aproape toți sunt pantofari. Și alți meseriași nu sunt? Nu, nu, niciunul, nu. În insulele Filipine sunt numai pantofari. Da, poate că în insulele Filipine pantofarii aia să fie niște proști. Aici la noi sunt deștepți. Da, da, chiar foarte deștepți. Bine ai vorbit. Nu ți-a cerut nimeni părerea. Ei, fată, vezi, ia vezi. Un vin, strașnic vin. Vin de strugure negru, ca sufletul unor femei pe care le știu eu. Dacă au suflet. Cere! Hei! Și în ce stă meșteșugul dumitale? A, e un meșteșug cu puțină față, dar cu multă povață. Îți arată viața pe dinăuntru. Este în imagini și în versuri povestea faptelor pantofarului cel blajin și a zgripțuroaicii din Alexandria. Apoi viața lui Don Diego Corrientes, aventurile viteazului Francisco Esteban și mai ales meșteșugul de a pune căluși femeilor certărețe și vorbărețe. Toate astea le știa bărbatul meu, sărăcuțul de el. Dumnezeu să-l ierte. Ce spui? Ce spui? Tăcere! Tăcere! Aceste învățături sunt potrivite pentru toată lumea. Începe dacă vrei. Păpușarul desfășoară sulul de hârtie pe care e pictată o poveste fără cuvinte, împărțită în tablouri mici, zugrăvite cu roșu și alte culori bătătoare la ochi. Ce frumos! Vecinii încep să se apropie. Pantofărea să ia copilul pe genunchi. Atențiune! Ce frumos! Ține minte tot, poate se întâmplă să uit eu ceva. Da, da. Onorabil public! Da, să ne așezăm. Ascultați povestea adevărată și plină de miez a femeii roșcate și a bărbățelului răbdător. Să servească de pildă și învățătură omenirii întregi. Deschideți ochii și ciuliți urechile. Nu ți se pare că păpușarul aduce la vorbă cu bărbatul tău? Nu, el avea un glas mai dulce. Gata? Parcă m-a trecut un fior. Și pe mine. La Cordoba, într-o căsuță, printre buruieni și dafini, sta un curelar odată cu a lui curelăreas. Ea, femeie arțăgoasă, n-avea 20 de toamne. El, bărbat plajin, trecuse peste jumătate sudă. Cum se mai certau, Iisuse. Uite-o, uite-o, ticăloasa, uite-o. Își bagiocorește soțul cu privirea și cu vorba. Ticăloasă femeie. Și avea curelărița părul ca împărăteasa, carnea albă cum e apa cristaline de lucenă. Ce frumos! Primăvara, când se mișcă fustele la oadiere, rochii împrăștia miresme de lămâie și de izmă. O, ce lămâi, lămâi de lămâiereas. E, ce împietoare curelăreasă. Ia priviți, priviți cum o curtează falnici, flăcăiași călare, pe căluți lucioși la piele și cu frâuri de mătase. Oameni mândri și de viță îi treceau pe la fereastră și în adins purtau în vază lanțurile lor de aur. Sta curelăreasa noastră cu bărbații toți de vorbă, pe când soțul ei sărmanul ciocănește în curele. Uite, uite cum îți fură în poartă dragostea un pierdeva.
Dar ce s-a întâmplat? Ei, fată! Cine trebuie să tacă, tocmai ăla plânge. Taci, dumneata! Îmi pare foarte rău și nu pot să mă stăpânesc. E, uite, nu pot să mă stăpânesc și gata! Ce taci, pământ, uite-te la el. Nu, nu, vă rog, vă rog să nu mă întrerupeți. Dacă aș ști ce înseamnă să spui pe din afară. Așa-i. Într-o luni de dimineață, nu, mai degrabă spre amiază, când rămân fără de umbră trestia și caprifoiul, când pe dealuri joacă vesel măghiranul și zefirul, când se scutură și-și pierde pomișorul frunza deasă, apriga curelăriță, crinii își uda în glastre. Chiar atunci sosi iubitui pe o iapă cordoveză și oftând mereu îi zise: dacă tu ai vrea copilă, noi am stat la masă mâine singuri și la tine acasă. Dar bărbatul unde mi-este? Pe bărbatul n-o să-l doară. Dar ce ai de gând? Îl voi ucide. Dar el e sprinten, poate scapă. Ai un revolver? Mai mult chiar, am un brici de frizerie. Da, e bine. Ca briciu, n-are nicio știribitură. Nu mă minți. Aș, da de unde? Merg la sigur. Îl omor acum, îndată? Nu, pe seară, când se întoarce încărcat de saci cu piele, îl aștept la cotitură și... Ce s-a întâmplat? Doi flăcăi s-au înjunghiat cu cuțitele. Se uci pentru țigăloasa asta de pantofărat. Ați văzut? Ați văzut ce ticăloșii? Vă jur, sunt nevinovată. Vai, Doamne, ce s-a fi întâmplat? Uite, uite cum tremur. Mâinile mele parcă vor să-mi iasă din umeri. Liniștește. Nu mai pot. Liniștește-te, copil. Bărbatul dumitale e și el în stradă? Bărbatul meu? Vai, domnule. Dar ce? Bărbatul meu m-a lăsat din cauza lumii. Acum sunt singură. Nimeni nu mă mai ocrotește. Sărăcuț. Și mult îl iubeam. Îl adoram. E, nu e adevărat. Ce ai zis? Nu, am zis că e atât de necrezut. Uite, parcă nu ar fi adevărat. Aveți dreptate, domnule. Dar de atunci eu nu dorm, nu mănânc, nu trăiesc. El era bucuria mea, ocrotirea mea. Și cu toată iubirea dumitale te-a părăsit. Da. După câte văd eu, bărbatul dumitale avea minte puțină, doar. Stăpânește-ți limba, te rog. Nu ți-a cerut nimeni părerea. Iertați-mă, n-am vrut să vă supăr. Era chiar deștept, să știi. Da? Da. Poveștile astea... Istoriile astea care se cântă și se povestesc prin târguri nu fac nici două parale față de câte știa el. El știa, de 3 ori mai multe. E, nu se poate. Chiar de 4 ori. Da. Mi le spunea pe toate când ne culcam. Istorioare vechi, de care dumneata nici n-ai auzit pomenindu-se măcar. Pe mine mă cuprindeau fiori. Dar el îmi spunea: comoara sufletului meu. Asta se întâmplă numai așa, în basme. Minciuni. Ce? V-ați pierdut mințile? Minciuni. Ce vrei să spui cu asta, păpușarul dracului? Că avea multă dreptate bărbatul dumitale. Istorioarele astea sunt minciuni goale, închipuiri, nimic mai mult. Firește, domnule. După dumneata, mi se pare dau un grob de proastă ce sunt. E. Totuși nu o să tăgăduiești că istorioarele alea impresionează, nu? E, asta e altceva. Impresionează, da. Impresionează sufletele simțitoare. Ce vorbești, dumneata? Da. Toți oamenii au simțiri. E, după cum o iei, am cunoscut multă lume nesimțitoare. Zău? Da. Și în orășelul meu trăia o femeie, odată, pe vremuri, destul de nesimțitoare. Stătea la fereastră de vorbă cu toți cei care făceau curte, pe când bărbatul ei... tregea ghete și pantof de dimineață până seara. Asta o spui pentru mine? Da, cum adică? Dacă ai un gând ascuns, dă-l pe față.
fii bărbat. Ce voi să spuneți? De unde știu eu cine sunteți dumneavoastră? Nu v-am jignit într-un nimic. Pentru ce sunteți aspre cu mine? E, ce să fac? Tot soarta mea e de fi. Ascultă, omule, eu am vorbit așa pentru că stau ca pe jăratec. Toată lumea mă încolțește, toată lumea mă bârfește. Cum să nu pândești cel mai mic prilej ca să-mi iau apărare? Dacă sunt singură, dacă sunt și eu tânără, dacă trăiesc numai din amintiri. Înțeleg, înțeleg, scumpă fată. Înțeleg mult mai mult decât îți închipui, da. Fiindcă să știi, păstrând măsurile cuvenite, situația dumitale se aseamănă. Da? Da, 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 da. Nu mai încape nicio îndoială. Se aseamănă întocmai cu situația mea. E oare cu putință? Pe mine m-a părăsit soția. N-ar mai răbda-o pământul. Da, visa o lume străină de mine. Era închipuită, poruncitoare. Îi plăceau taifasurile și luxurile pe care eu nu îi le puteam oferi. Într-o zi furtunoasă m-a părăsit pentru totdeauna. Și acum, ce faceți dumneavoastră? De ce cutreierați lumea? Să o găsesc, să o iert, să trăiesc alături de ea puținele zile ce mi-a rămas de trăit. E, la vârsta mea te simți prost să umbli din casă în casă așa cum o da Dumnezeu. Uite, să stau puțină cafea caldă. Bea, o să-ți facă bine după zbuciumul ăsta. E bună? Făcută de mâinile dumneavoastră, e foarte bună. Mulțumesc. Eu îl pismesc pe bărbatul dumitale. Pentru ce? Pentru că știu să-și aleagă soție cea mai prețioasă femeie de pe pământ. Da, să nu mai spun. Da, da, uite, acum aproape mă bucur că trebuie să plec. Fiindcă dumneata singură, eu singur, dumneata frumoasă, eu bun de gură, s-ar putea întâmpla să-mi scape unele cuvinte cu un anumit înțeles. Pleacă, pleacă de aici. Dar ce-ți închipui dumneata? Eu inima mi-o păstrez întreagă pentru acela care o să se întoarcă, pentru acela căruia îi se cuvine. Cum? Pentru bărbatul meu. Asta e adevărata femeie. Mi se pare mie că dumneata ești puțin cam... Cum crezi, dar află și înțelege că eu nu iubesc decât pe femeia mea. Și eu pe bărbatul meu, pe nimeni altul decât pe bărbatul meu. Uf, de câte ori n-am spus-o s-o audă și pietrele. Pantofăraș al sufletului meu. Oh, pantofărița inimii mele. Doamne, mereu îmi sare inima. Cine-i? Deschide! Așa repede, dar cum ai venit? Am venit într-o fugă să spun. Spune, spune repede ce s-a întâmplat. Doi flăcăi au scos cuțitele și s-au înjunghiat. Cum? Oamenii dau vina pe tine. Pe mine? Ce sânge le-a mai curs. Femeile s-au dus la judecător ca să te gonească din oraș. Uf, și oamenii cereau clopotarului să bată clopotele ca să-ți cânte ei cântecul. Vezi și dumneata, vezi? Piața e plină de lume, ca furnicile, parcă ar fi bârci și toți sunt împotriva ta. Ticăloșii, îmi vine să mă duc eu să vă apăr, eu. La ce bun? Te-ar băga la răcoare. Eu trebuie să mă duc, la arăt eu lor. De la fereastra odăii tale se vede mulțimea din piață. Plec, vreau să mă încredințez de răutatea oamenilor. Da, da, ticăloșii, le cer eu socoteală numai decât au să mă plătească ei, toți. Oh, căsuța mea, plăcută căldură vine prin ușile și ferestrele tale. Pe câte vreme la drum, hanuri păcătoase, mâncare proastă, cearceafuri murtare. Și eu, ce dobitoc, să nu-mi dau eu seama că femeia mea era de aur curat, cel mai bun aur de pe pământ. Îmi vine să dau cu pumni în cap.
Vecina în galben și vecina în roșu se apropie hoțește de fereastra pantofarului. Ce-or fi vrând? Om bun! Om bun! Ce? Pleacă numai decât din casa asta! Dumneata ești un om cum se cade, nu trebuie să mai rămâi aici! Asta e casa unei leoaice, unei hiene! Unei ticăloase, nenorocirea bărbașului! Mi-a nebunit! Da, o pleacă din târg o roa lângă! Vedeau aș moartă în coșciuc și cu flori pe piept! Destul! Sânge a pus pentru ea! O, Batiste, nu ne-a mai rămas, toate sunt pline de sânge! Doi bărbați ca doi lucefe! Două cuțite ghintuite! Destul, vă zic! Din cauza ei! Ia, ia, numai ia! La dumneata ne gândim, îți spunem de acum ca să știi! Mincinoaselor, prefăcutelor, mârșoavelor, am să vă iau de păr! La promotii și păsta cu sărutările ei, bineînțeles! Să vă ia dracu, vipere, bârfitoarelor! Altu-mi plasă! Altu-mi! Haide, scumertelor! Furisite, zgripțuroaice! Brice de bărbier o să vă pun în pantofi, să mă visați și noaptea! A intrat acum la primar în casă o ceată de oameni. Mă duc să văd ce spun. Să îndrăznească să vină. Eu rămân aici, neînfricată, ca toți cei din neamul meu de călăreți care au străbătut de atâtea ori munții calare, fără așa, pe spinarea goală a cailor. Și tăria dumitale nu se va zruncina într-o zi? Niciodată. Aceia care se reazeme ca mine pe iubire și pe cinste nu se pleacă niciodată. Așa mă voi ține până îmi vor albi cosițele. Mă simt în stare. Dar ce aveți? Nu, nimic. Sunt mișcat. Să vă spun ceva. Mi-am luat în cap târgul. Oamenii vor veni să mă ucidă. Să-mi fie teamă, nici nu mă gândesc. La cuțit răspunde un cuțit. La ciomag, un ciomag. Însă noaptea, când ușa e încuiată și mă văd în pat singură, noaptea e un chin. Ce chin. Mi se taie răsuflarea. Trosnește scrinul, tresar. Răpâie ploaia mea în geamuri, iarăși tresar. Scârție patul, de trei ori tresar. Bine, dar de ce nu vă schimbați și dumneavoastră viața? Dumneata ești în toate mințile? Dar ce să fac? Îmi pare rău, dar îmi pleacă poștalionul. Da. Trebuie să mă duc și eu. Nu vreau să mă apuce noaptea pe drum. Cât vă datorez? Nimic. Dar nu mă tocmesc, nu? Eu te-am servit și dumneata ne-ai povestit. Da. Vă mulțumesc mult. Atunci, adio. Pentru totdeauna. La vârsta mea. Eu nu vroiam să pleci așa. Sunt o fire mai veselă. Om bun, că te întâlnești cu soția dumitale. Ca să trăiești în cinste și în cuvință, cum erai obișnuit odată. Asemenea cu soțul dumneavoastră. Dar știți că lumea e mică. Ce ați dori să-i spun dacă o întâmplare mi l-ar scoate în cale? Îl ador, asta să-i spuneți. Și mai ce? Mie mi se pare mai voinic și mai tânăr decât toți bărbații din lume. Și asta să-i spuneți. Ești o minune, copilă. Îl iubești tot așa de mult cum o iubesc eu pe soția mea. Oh, mult mai mult. Nu se poate. Zău, credeți-mă. Nu. Uite, eu parcă aș fi un cățeluș, iar soția mea stăpâna unui castel în care ea poruncește. Dar să poruncească sănătoasă e mai simțitoare ca mine. Să nu uitați să-i spuneți că l-aștept, că iarna are nopțile lungi. Va să zic că o să-l primești frumos. Ca pe un rege. Și dacă din întâmplare ar veni chiar acum? Aș înnebuni de bucurie. L-ai iertat pentru nebunia lui? De când l-am iertat? Și ai voi să vină chiar acum? O, de-ar veni. Păi uite-l aici. Ce vrei să spui, dumneata? Că nu mai pot, nu mai pot. Pantofăreasa inimii mele, nu mai pot. Dar ce văd? Păpușelul și-a scos ochelarii, mustața și nasul borcănat și-a apărut pantofărul. Vicleanule, păcătosule, canalie, canalie, i-auzi? Tu ești de vină, tu!
stăpâna inimii mele. Vântură lume, ah, ce bine îmi pare că ai venit. Ce o să-ți mai dau eu ție? Inchiziția nu era nimic? Căsuța fericirilor mele. Dacă vă gura plecarilor, nerușinaților, ticăloșilor, acum să veniți dacă vă dăm mâna, poftiți? Acum suntem doi care ne apărăm casa, doi, eu și bărbatul meu. Ați ascultat Minunata Pantofăreasă de Federico Garcia Lorca. Traducere de Aurel Vasilescu. Distribuția a fost următoarea: autorul Gabriel Dănciulescu, pantofăreasa Coca Andronescu, pantofarul Mihai Fotino, primarul Nicolae Grigore Bălănescu, Don Mierloi Nicolae Enache, copilul Silvia Chicoș, artistă emerită, tânărul încins cu brâu Marin Negrea, vecina în roșu Eugenia Bame, vecina în violet Mițura Argezi, vecina în verde Catița Ispas, vecina în galben Eliza Plopeanu, cu mătra Neli Dordea, fetele ei Cristina Săvescu și Florence Dima, o călugăriță Nora Șerban, nevasta paracliserului Viorica Vrioni. Muzica Adrian Ionescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică și muzicală inginer Gabriela Barca. Regia artistică Miro Niculescu și Ion Vova.